Ei bine, în videoclipul acesta vreau să ne uităm împreună să vedem cum începe anul 2024 pe Bursa de Valori București. OMV Petromul este prima companie de pe Bursa de Valori București care raportează rezultatele financiare preliminare. Da? Și vreau să ne uităm împreună peste acestea, să vedem ce dividende estimează cei de la OMV Petrom, cât o să câștig eu în dividende și cum vă puteți calcula și voi viitorul câștig. O să vedem împreună până la finalul videoclipului dacă o să distribuie dividende speciale și ce cred eu că se va întâmpla. Așa că rămâi până la finalul videoclipului și dacă ți se pare cel puțin interesant și te ajută, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută să cresc acest canal. Ei bine, haideți să intrăm un pic să vedem rezultatele financiare ale companiei OMV Petrom. Am intrat prima dată pe propunerea inițială de dividend, pentru că, sincer, asta mă interesează pe mine prima dată când văd rezultatele preliminare și vreau să-mi dau seama, de fapt, ce gândește managementul companiei și cam în ce zonă se poate duce acest an 2024 în venit pasiv pentru mine. Ei bine, vedem că evenimentul important raportat este propunerea inițială a directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023 și intenția de a anunța dividende speciale în 2024. Vedem că pe baza rezultatelor preliminare pentru anul 2023, încheiat în 31 decembrie 2023, directoratul OMV Petrom SA propune un dividend de bază în valoare de 0,0413 lei per acțiune dividend brut, mare atenție, pentru anul financiar 2023. Dacă nu știi ce înseamnă sau care este diferența între dividend brut și dividend net, ei bine, dividendul brut este înainte de impozit, dividendul net este după impozit și impozitul reținut la sursă este de 8%. Dar o să calculăm mai târziu în videoclip să vedem ce dividende încasez eu după această propunere de dividend. Ceea ce se transpune legat de acest dividend este o creștere anuală de 10%. OMV Petrom a garantat, să zicem așa, o creștere anuală a dividendului între 5 și 10% până în minim anul 2030. Ei bine, creșterea de anul acesta este în limita superioară, da? Ceea ce înseamnă că dividendul a crescut cu maximul posibil după promisiunea lor, de asta ei au o intenție de a anunța dividende speciale în 2024. Ei bine, haideți să trecem un pic și la rezultatele financiare. Ce venituri au avut ei și să luăm puțin, cât știu și eu, să analizăm rezultatele lor. Vedem că veniturile din vânzări în 2023 au fost în scădere destul de mare față de anul 2022, dar să nu uităm că anul 2022 a fost un an special pentru OMV Petrom și toate companiile din energie. Vedem că ei au avut venituri din vânzări de 38,8 miliarde de lei, pe când anul trecut au fost 61 de miliarde, da, o scădere destul de drastică, vedem o scădere de 37%. În trimestrul 4 din 2023 au avut venituri de 10 miliarde de lei și în trimestrul 4 2022 de 17 miliarde. Deci clar vânzările, să zicem așa, au scăzut, dar cumva era de așteptat, cel puțin cred că majoritatea dintre noi ne așteptam la o raportare mai slabă decât anul trecut pentru OMV Petrom. Ce vreau să vedem împreună este rezultatul net, da, sau mai ales profitul net din 2023, care, clar și acesta, are o scădere foarte, foarte mare. Are o scădere de 61%, după cum putem să vedem aici, este în paranteză, ceea ce înseamnă că este cu minus și numărul din paranteză este procentul de scădere, da, și vedem o scădere de 61% și anul 2023 s-a încheiat pentru OMV Petrom, cel puțin în rezultatele acestea preliminare, mai pot apărea mici diferențe, dar în majoritatea cazurilor nesemnificative. Vedem că ei au avut un profit net de 4 miliarde de lei anul acesta, pe când în 2022 au raportat 10 miliarde de lei în profit net. Ce mai putem să vedem tot aici este rezultatul per acțiune. În momentul de față, rezultatul este de 6 bani, da, mai exact 0,0647 lei per acțiune
ceea ce este tot așa cu o scădere destul de mare față de anul trecut, dar până la urmă era de așteptat. Mai jos vedem dividendul total per acțiune, care în momentul de față se estimează a fi 0,0413 lei per acțiune, asta în primul dividend, dar acela care este deja trimis spre aprobarea acționarilor, ceea ce zic eu se va și întâmpla, dar clar OMV Petrom va aproba, sau mă rog, acționarii companiei OMV Petrom o să aprobe, cred eu, acest dividend și probabil și unul special, dar o să ne uităm imediat peste rezultatele lor financiare și peste fluxul de trezorerie să vedem dacă această companie mai are sau nu de fapt bani de distribuit. Ei bine, vedem că anul trecut, cu tot cu dividendul special, ei au distribuit 0,0825 lei per acțiune, da, și asta a ridicat foarte, foarte mult procentul de dividend. Vedem că dividendul de bază per acțiune anul trecut a fost de 0,0375, anul acesta de 0,0413. Restul din această zonă este dividendul special. Ce mai putem să vedem este că fluxul de trezorerie din activități de exploatare anul acesta este de 10 miliarde 114 și anul trecut au fost de 11 miliarde 33. Următorul rând este fluxul de trezorerie extins după plata de dividende. Vedem că acesta este cu negativ, da, este cu minus. Mai exact 717 milioane de lei au retras din fonduri, din depozitele lor anul trecut pentru a reuși să plătească acest dividend special, da? Pe când în 2022 au adăugat, să zic așa, și au rămas cu 3 miliarde. Mai vedem și investițiile, da, pe care OMV Petrom le-a făcut în 2023 și în 2022. Aici vedem o creștere cu 32%. Anul trecut, în 2023, au investit 4,7 miliarde, pe când în 2022 3,5. Mai putem să ne uităm puțin la activele companiei. În momentul de față vedem active imobilizate în creștere puțin. Anul 2023 au încheiat cu 35 de miliarde de lei, anul 2022 au avut 32. Activele circulante sunt puțin mai mici, da? Inclusiv activele deținute pentru vânzare sunt în zona aceasta și total active, cumva per total, sunt mai jos puțin decât anul trecut, anul ăsta doar 58,1 miliarde, anul trecut 58,5. Capitaluri proprii și datorii, vedem că sunt în mare aproximativ aceleași. Unde putem să vedem o diferență este datoriile pe termen lung. Anul trecut au încheiat cu 10 miliarde de lei în datorie pe termen lung și 8,1 în 2022. Da, deci cumva au crescut datoriile pe termen lung, dar au scăzut puțin datoriile curente. Ce mă interesează pe mine în momentul de față destul de mult este numerarul și echivalentele de numerar ale companiei. Ei bine, OMV Petrom se laudă că o să distribuie încă un dividend special în 2024. Cel puțin asta încearcă să inducă managementul companiei către acționari. Chiar dacă în 2023 au un rezultat și un profit net mult mai mic cu 61%, cumva încearcă să momească, să zic așa, investitorii, cel puțin asta cred eu, cu un dividend special. Și, ei bine, vreau să vedem împreună dacă ei au de unde să facă acest lucru sau nu. Vedem că fluxul de trezorerie din activități de exploatare în anul 2023 a fost de 10 miliarde, 2022 11 miliarde. Și fluxurile din activități de investiții au fost cu 85% mai mari, da, pe valori negative și total fluxuri trezorerie extins este în scădere cu 47%. Ei bine, aici putem să vedem creșterea sau scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar. În 2022 au încheiat anul cu o creștere de 3,93 miliarde. Ei bine, anul acesta au pierdut, să zic așa, puțin din numerar pentru că au distribuit și un dividend special anul trecut. Da, pentru anul 2022 și clar că l-au plătit din rezervele lor și asta înseamnă valoarea aceasta cu minus, da, pentru că din rezerve efective
din numerarul și echivalentul de numerar au trebuit să retragă bani pentru a reuși să plătească dividendele speciale. În cazul în care greșesc cu ceva, te rog să mă corectezi în comentarii, dar în cazul în care poate greșesc un anumit lucru, pentru a fi cât mai clară această explicație. Ce putem să vedem și cum ne dăm seama de fapt că cei de la OMV Petrom au scos bani din rezervele lor este prin următorul lucru. Vedem că în 2022 creșterea versus scăderea netă a numerarului. Ei bine, ei în 2022 au rămas cu 3,9 miliarde de lei cash teoretic, un profit care nu a fost nici repartizat către investiții, nici către dividende, ci efectiv s-au adăugat la numerarul lor și echivalentele lor de numerar. Ei bine, putem să vedem aici că numerarul și echivalentul de numerar la începutul perioadei, adică la începutul anului 2022, a fost de 10 miliarde de lei, adică atâta aveau ei în cash sau în echivalente de cash, da, de numerar, și în 2023 au început cu 14 miliarde de lei. Asta s-a datorat și pentru că în 2022 au rămas cu 3,9 miliarde de lei, da? Și pe urmă, mai jos, în rundul următor, vedem la sfârșitul perioadei, adică la finalul anului 2022, respectiv 2023. Și vedem că la finalul anului 2023 a fost 14,2 miliarde de lei, fix aceeași sumă cu care a început OMV Petromul anul 2023. Și de aici ne dăm seama de fapt că ei au pierdut niște bani, da? Au pierdut efectiv în numerar din rezervă și au terminat anul 2023 cu 13,3 miliarde în contul, în numerar și echivalente de numerar. Vedem că fluxul de trezorerie extins după plata de dividende a fost de minus 717 miliarde. Dar în mare, compania aceasta încă are foarte, foarte mult cash și cumva de asta se bazează ca în 2024 să mai propună un dividend special, pentru că ei, sincer, chiar au de unde. Ei bine, de ce spun că au de unde să distribuie dividend? Vedem aici fluxul de numerar care încă această companie îl are de 13 miliarde de lei și vedem un anumit estimativ care pe mine unul mă interesează, este proiectul Neptun Deep, prin care teoretic ar trebui să înceapă producția în anul 2027 alături de compania Romgaz. Până în prezent, după cum vedem, au fost atribuite peste 80% din acordurile de execuție, valoarea contractelor ridicându-se la circa 2 miliarde de euro. Ei bine, 2 miliarde de euro ar însemna undeva la 10 miliarde de lei și din ce cred eu, această valoare de 2 miliarde de euro ar trebui împărțită 50% cu Romgaz, dacă nu cumva acest raport se referă doar la partea companiei OMV Petrom, dar sincer cred că nu, și atunci ar însemna pentru toate platformele acestea un echivalent de 1 miliard de euro să plece din conturile companiei OMV Petrom și cumva tot ar mai rămâne cu foarte, foarte mult cash această companie pe care îl poate investi și la fel poate remunera puțin acționarii acestei companii. Ei bine, chiar mă bucură să văd această companie cum încearcă să investească destul de mult. Vedem rezultate financiare, chiar dacă sunt mult mai slabe decât anul trecut, încă sunt foarte constante. OMV Petrom a început și a cumpărat, după cum putem să vedem în știrile de pe bursă, OMV Petrom a și cumpărat cea mai mare achiziție de proiecte verzi din România, da? Pentru că a achiziționat 50% din cel mai mare portofoliu de proiecte de energie eoliană din România și tot OMV Petrom va achiziționa integral o afacere de mobilitate electrică și va deveni cel mai mare jucător din România. Această companie știe cum să se dezvolte, are un management destul de competent și acest lucru nu poate decât să mă bucure, da? Pentru că zona aceasta de energie, după mine, este o zonă care poate crește pe termen lung. Este drept, în portofoliul meu, este în momentul de față cea mai mare companie ca și procent nuclear electrică și OMV Petromul este abia pe locul 2, după ar veni și hidroelectrica. Dar oricum, această companie, OMV Petrom, este una destul de bună. Ei bine, eu am completat în momentul de față în acest Excel, da, în cazul în care ai și tu nevoie de acest Excel, toți membrii canalului îl dețin, da, poți să-l descarce, sunt mult mai multe Excel-uri acolo,
așa că dacă vrei și tu aceste Excel-uri, poți să intri în zona de membri. Ei bine, eu aici calculez automat numărul meu de acțiuni, se calculează și prețul mediu și randamentul pentru mine, dar la prețul meu mediu. Și vedem că în momentul de față eu dețin 68.590 de acțiuni la OMV Petrom, după cum scrie și aici, și am updatat și prețul brut în dividend de 0,0413 lei per acțiune, ceea ce s-ar traduce în dividend net la 0,037996 lei. Dar în momentul de față, teoretic, ar trebui să încasez un dividend net de 2606 lei. Un dividend destul de bun. Eu mă așteptam de la OMV Petrom să fie de 4 bani per acțiune, dar tot ceea ce este în plus nu poate decât să mă bucure. Ei bine, vreau să calculez și să vedem ce se poate întâmpla dacă eu în momentul de față o să mai încasez și un dividend special din partea companiei OMV Petrom. O să trec aici după cum cred eu că o să distribuie un viitor dividend special de 4 bani per acțiune, dacă se va întâmpla treaba asta. O să-l facem exact ca și celelalte, îl transformăm și în dividend net. Pe urmă o să calculăm și dividendul posibil, să vedem cam câți bani aș mai face dacă această companie OMV Petrom va distribui din nou un dividend special. Și o să trec aici la fel acțiunile pe care le dețin și asta ar însemna că o să mai încasez încă 2524 de lei în dividend din partea companiei OMV Petrom. Și dacă ar fi să adun și acest dividend, teoretic anul acesta o să închei cu 13.000 de lei în dividend net. Un dividend destul de ridicat. Și asta s-ar traduce în 1.095 de lei lunar în tot anul 2024. În cazul în care ți-a plăcut acest videoclip și ți-a fost de folos, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută să cresc acest canal. Și până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul și alege să-ți pui banii la treabă să muncească pentru tine într-o companie cum este chiar și OMV Petrom, care îți generează cash.